Nu putem să știm dacă mâine zor va fi o zi cu soare sau o zi cu nor. Știm însă că Domnul va fi cu noi la bine și nevoi. Hotărâți înainte vom alerga, spre cerul zi de zi ne vom îndrepta. Nici o clipă nu vom privi înapoi, că Domnul e cu noi. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui. Și dacă trăim, să deschidem Cuvântul Sfânt în Deuteronom, în capitolul 6, de unde vom citi în această seară primele 10 versete. Deuteronom, capitolul 6, versetul 1 și concludem în versetul 10, 9. Iată poruncile, legile și rânduiele pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Ascultă-le, dar, Israele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă mulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Amin. Haidem să reocupăm locurile. Vreau numai înainte de a începe să căutăm câteva lucruri pe care le așteaptă copiii de la voi, vreau să anunț sistemul de școală duminicală din biserica noastră, astfel că avem câteva grupe de copii și prima grupă de copii este grupa dintre 0 și 3 ani, mama și copilul, în acele două locuri, dimineața și seara, deși dimineața și seara aveți ocazia să stați cu copiii dumneavoastră într-un loc foarte bun și să ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Cea de-a doua grupă este clasa întâi și a revenit la vechiul nume, Liliput. Se va numi clasa întâi, care va fi duminica dimineață, doar de dimineață. Da? Cei care aveți copii în clasa întâi vor face parte din grupa Liliput și va avea loc de dimineață. Clasa a doua la clasa a patra va fi grupa Cristal. Deci cei care aveți copii pe clasa a doua, a treia și a patra, ei vor avea în fiecare duminică dimineața program. Se formează o grupă nouă, fosta grupă pe care am avut-o în biserică, numită Gedeon. Este clasa a cincea, clasa a șasea, clasa a șaptea. Grupa aceasta se va întâlni după masă. Deci ei vor avea slujbă după masă. Dimineața îmi vor asculta predicile. Deci
Asta e structura, răspunde împreună cu ceilalți învățători de lucrarea cu copiii din biserica noastră, sora Persida Coste. Dumnezeu să o binecuvinteze și să-i dea o naștere ușoară atunci când va trebui, amin, să nască cel de-al doilea copil al familiei diaconului Coste. De marți, încă un anunț, de marți seara de la ora 18, tinerii sunt invitați la biserica de pe 22 decembrie, numărul 9, să fim împreună în acest an în care avem de-a face cu aceste seri de tineret. Și acum, ce așteaptă copiii de la voi? Copiii așteaptă de la noi o grămadă de lucruri și de multe ori suntem covârșiți de câte lucruri așteaptă. Sau câte lucruri ne gândim noi că așteaptă ei. S-ar putea ca să ne gândim că de fapt așteaptă tot ce ne gândim noi că așteaptă. Cum ar fi mașină, casă, eu știu, telefon, calculator. Un rege a cerut la un moment dat ca să ei se aducă cei mai mari trei oameni ai țării, care au făcut cel mai mult bine pentru țară. I-au adus un profesor, i-au adus un medic, doi bărbați și au adus o femeie bătrână cu un palton pe ea. Și a întrebat, tu ce ești? Eu sunt medic. Ce ai descoperit în țara aceasta? Un vaccin care a vindecat ciumă. Tu ce ai făcut? Păi eu sunt un profesor care am învățat generații de copii și am scos manuale și am făcut o grămadă. Și femeia asta bătrână cu palton, la care sfetnică spune, de ce ați adus-o aici? Păi zice, ea a fost învățătoarea lor de școală duminicală. În spatele oamenilor mari care s-au format creștini, au stat niște învățători de școală duminicală sau niște dascăli buni. În spatele fiecărui elev bun stau dascăli buni. Nu există decât rari geniile. Restul sunt copii normali. Copiii normali care ajung până la urmă să fie președinți de țară, senatori, oameni de știință, copiii normali care până la urmă ajung să fie oameni de care societatea să se folosească, cei care descoperă penicilina, cei care fac pâinea, oamenii care fac ceva cu finanțele acestei lumi, dar ei sunt copii normali, nu sunt genii. În spatele lor stau niște dascăli buni. Învățătoarea mea din clasa întâia, stau niște dascăli buni, profesorii de la școală, acei oameni care de fapt nu sunt prea cunoscuți, cei care stau în spate. Stau niște mame puternice, nu? Că mamele sunt foarte importante, că se vorbesc despre cei 6-7 ani de acasă. Nu îi ai? Am ajuns cu toții la concluzia că e mai greu ca să crești copiii. Nu? Nu e mai greu. Nu e greu să crești copiii. E mai greu să repari oameni. Pentru că dacă îi creștem prost și strâmbi, am în vie la mine un prun, indiferent ce am făcut, că nu mai pot face drept, că așa a fost. Primii 5 ani de zile l-am lăsat să crească în voia lui. Acum tot felul de ancore, nu mai merge. Așa o să rămână și o să moară, a plecat de spate, gheboșat. Aș vrea să vorbesc în această seară mamelor de aici, bunicilor. Aș vrea să vorbesc în această seară învățătorilor de școală duminicală și tuturor educatoarelor și profesorilor care sunt aici. Dascălilor, ce așteaptă copiii noștri de la voi? Ce așteaptă? În primul rând să știți că așteaptă timpul și efortul vostru. Timpul și efortul vostru. Citeam într-o carte a lui Graham Wine, care e profesor la Harvard, spunea așa, televizorul și internetul a distrus conversația de seară din familie. Televizorul și internetul au distrus conversația de seară din familie. Dumneavoastră, mai țineți minte că noi avem o conversație de seară în familie? Stăteam de vorbă, familia, despre tot felul de lucruri ciudate, care de care mai ciudate, frumoase, întâmplări de peste zi. Vă aduceți aminte? Vă aduceți aminte că de fapt era o oră, două în care stăteam și făceam un fel de șezătoare în casă? Știți cum arată seara unei familii obișnuite în România? Copiii sunt pe iPhone, folosim wireless-ul, un satan care emite. Deci, pentru că nu există un diavol mai mare decât wireless-ul, pentru că asta permite ca să fim singuri în același timp.
Pentru că atunci, dacă n-aveam wireless în casă, eram singur pe rând. Acum e rândul meu să fiu singur în fața calculatorului, după care era rândul tău, după care era rândul soției să vadă filmul, după aceea era rândul meu să văd știrile, eram singur pe rând. Acum suntem singuri toți odată. Asta e un lucru extraordinar. 7 oameni într-o casă singuri. Fiecare într-o cameră, pentru că putem emite, internetul emite semnal în fiecare cămăruță, în fiecare cotlon, în fiecare pat, în baie, ieși acolo, o dat afară, ce stai de o oră acolo? Înțelegeți? Am devenit singuri. Noi nu mai dăm timp. Nu mai avem timp cu pruncii noștri, nu mai avem timp. Ne-am dorit să facem rost de undeva de timp. Saci de timp. De ce spune Biblia aici în Deuteronom să le tiperești în mintea copiilor tăi și să le vorbești de ele când vei fi acasă? Fă-ți timp în casă să vorbești cu pruncii, să-i întrebi ce-a mai fost la școală astăzi, ce-a mai văzut pe drum. Fă-ți timp să asculți ce muzică ascultă. Fă-ți timp să le auzi durerile și păsurile. Fă-ți timp să le poți diseca bucuriile mărunte pe care le ai. Fă-ți timp. Dar Biblia nu se oprește numai la cuvântul acasă, pentru că poate cel mai frumos lucru care trebuie să ne pună pe gânduri este când vei pleca în călătorie, când vei fi pe drum, fă-ți timp, când conduci mașina și te duci cu ei, fă-ți timp, 5 minute până îi duci la școală, 10 minute, fă-ți timp din orice clipă, acasă, când ești pe drum cu ei, când mergi undeva, când aștepți ceva, fă-ți timp, pentru că pruncii noștri au nevoie de timpul nostru, au nevoie de efortul nostru, a învățătorilor, au nevoie de ceea ce Dumnezeu a pus, pentru că ei așteaptă, ei au nevoie de răspunsul la întrebări. Atât de enervantă este această întrebare. De ce stă luna așa și nu pică jos pe pământ? De unde? Păi, tată, luna stă în aer, ea e ușoară, plutește. De ce znori așa pufoși? De ce? De ce? Fă-ți timp să le răspunzi la acest de ce, că așa cresc. Să nu vă lase Dumnezeu să aveți copii care să nu vă pună întrebări. Când un copil nu pune întrebări, este cea mai mare calamitate care poate exista sub soare. De fapt, nu e un copil, e un zombie. Lăsați să pună întrebări. Lăsați să pună cele mai aiuritoare întrebări. Pentru că totul ce s-a descoperit în lumea aceasta, credeți-mă, a fost ca răspuns la întrebările care s-au pus. Răspunsul la întrebările care s-au pus. Va trebui ca să aveți efort. V-am spus că n-a fost cel mai ușor turneu pe care l-am avut în Basarabia. Am plecat și am întâlnit în ultima seară, când mi se părea că totul e fără, când mi se părea că totul e fără viitor, când nimic soare nu mai exista în Basarabia, am fost la Sângerei și am trecut pe lângă o clădire pe care scria ceva de școala duminicală, nu știu ce. Și acum ascultați. M-am întâlnit cu omul acela care avea clădirea aceea, un om care are puțin mai mulți bani decât alții. De când sunt păstor, n-am auzit o jertfă mai mare. I-a murit în urmă cu câteva luni de zile unul dintre copiii la care a ținut băieții lui într-un accident de motocicletă. Dar de fapt el a implicat înaintea lui Dumnezeu de multă vreme în lucrare. Nu-i predicator, nu vorbește 10 cuvinte. Știți ce face în fiecare duminică? Ascultați, în fiecare duminică dimineață, cu banii pe care îi are, închiriază 5 autobuze, aduce în clădirea pe care el a făcut-o 400 de copii. 400 de copii cu care a început școala duminicală, dintre care numai 50 sunt pocăiți. 400 de copii, știți ce face cu ei? Toată duminica îi ține la el. Pe cei mai săraci copii dintr-o zonă de 50 de kilometri, îi aduce pe toți în clădirea lui, face cu ei slujbă, le dă la amiază mâncare, îi îmbracă, le vorbește despre Dumnezeu. Știți ce îmi spunea cu bucurie? Soția lui cernită, îmbrăcată în negru, încă înlăcrimați amândoi, nici nu s-au uscat bine coroanele pe mormântul fiului lor. Și ce îmi spunea? Ne-a trecut poate durerea, frate, și pentru că Dumnezeu are nevoie de noi, pentru copiii aceștia.
Acum zice, pasul 2, pastore, au început să vină cu părinții. Duminică dimineața au început să vină cu părinții. Sunt din familie de 7, 8, 10 copii. 400 de copii, nu 10, nu 40. 400 în fiecare duminică dimineața. Cea mai mare școală duminicală. Cu 350 de copii care n-au auzit de Dumnezeu. Au nevoie de timpul nostru, copiii noștri. Au nevoie de efortul nostru. Au nevoie de banii pe care să-i alocăm în lucrarea aceasta de școală duminicală. În fiecare duminică le dăm bani. În fiecare, da, ce, încă o tabără să meargă, să facă. Trebuie să investim în ei. Dacă nu vom investi timp, efort, bani în ei, vor crește infractori. Copiii noștri vor deveni infractori. Fără Dumnezeu nu există decât o altă alternativă, aceea de a fi la marginea societății. Copiii noștri au nevoie de timpul vostru. Răscumpărați, spune Efeseni 5, răscumpărați vremea, că zilele cum sunt? Rele. Au nevoie de timpul vostru. Și ce timp? Nu numai cu ei. Ca să răspundeți la întrebarea aia, de ce? Va trebui să munciți 2 ore acasă. Ca să veniți pregătiți, să veniți pregătite, să veniți înaintea lui Dumnezeu, înaintea părinților, înaintea copiilor noștri, să veniți pregătiți. Au nevoie de timp și de efort pentru asta. Trebuie să-ți lași, să-ți sta. M-a întrebat cineva dacă un slujitor are voie sau n-are voie să aibă hobby-uri. Slujitor începând de la școala duminicală până la păstor. Și ne-a spus, are voie să aibă hobby-uri, dar n-are timp de ele. Ultimele lucruri care trebuie ca să le mai avem sunt acelea lucruri în care să ne învățăm cum să ne petrecem timpul liber pe care îl avem. Pentru că nu mai avem timp liber. Voi nu mai sunteți ai voștri. 2. Copiii noștri au nevoie de încurajarea voastră, a dascălilor care sunteți aici. Au nevoie de încurajarea voastră. Dumneavoastră știți că din 10 cuvinte care se spun într-o casă, doar unul este de încurajare. 9 cuvinte sunt negative. N-ai dus gunoiul. Nu o să iasă nimic bun din tine. Ești ca taică-tău. Așa o să rămâi, pe mașina aia gunoiului. O să rămâi nemăritat aici lângă mine. Sprijinul bătrâneților mele o să fii. O să faci macrame. Goblen! Numai cuvinte din acestea. De când crești ca vultur, dorindu-ți să-ți dezvolți aripile, vine cineva sistematic și ți le taie. Până ajungi o cioară ratată sau nu știu ce ajungi. Toate visele pe care ți le faci, vezi cum se spulberă, pentru că există cineva care spune nu, nu poți, n-ai cum, n-o să reușești, n-avem bani. Suntem săraci. Încurajați-i. Încurajați-vă pruncii, pentru că toți tânjim după aplauze. Știți asta? Toată lumea așteaptă de aici din biserica asta ca cineva să se spună bravo! Ce soție ești! Ce soț! Ce copil bun! Ce părinte, ce dascăl avem, ce copii avem, bravo! Va ieși ceva din tine! Ridică-te și mergi! Pentru că atunci când Dumnezeu îi place de tine, Dumnezeu îi place de tine, te va ridica în picioare, va pune o stâncă sub tine să te învăța să zbori. Toți tânjim după aplauze, după recunoaștere. Ai făcut o treabă bună, dascăle. Ai spus o predică frumoasă, pastore. Ați cântat extraordinar. Ați făcut o treabă bună acolo, tehnic. Oamenii de ordine, foarte bine ați muncit. Dar mai ales ei care cresc de mici într-un sistem în care se spun că numai cei puternici rezistă, nenorociți ăștia mici, au nevoie, poți, hai că poți, ridică-te. Cred că poți, 100%. 3 miliarde de oameni știți că se culcă seara flămânzi, 3 miliarde din 7 aproape. Flămânzi după pâine și 4 miliarde se culcă flămânzi după o vorbă bună.
Și durerea celor 4 miliarde e mai mare decât lipsa de pâine a celor 3 miliarde. 4 miliarde se culcă în fiecare seară, pentru că nimeni nu i-a bătut pe umăr și le-a spus, e bine. Dar costă cuvintele astea ceva? Încurajați-i că se poate, Dumnezeu poate să lucreze. Dumnezeu poate să ridice, ei se pot ridica, trebuie să fie poate un șoc în viața lor ca să învețe ce viață. Lăsați că o să învețe într-o zi. Ce doriți acum? Să-i creșteți în 2 săptămâni de zile, să fie ca făt frumos. Întotdeauna când e vorba de un copil, este nevoie de timp, efort, răbdare. Aveți răbdare cu ei. Și încurajați-i toată ziua. Pentru că încurajarea nu e altceva decât oxigenul pentru suflet. Una dintre întrebări. Dumneavoastră, ați auzit țipătul cocorilor acum? Știți de ce țipă cocorii? Eu am crezut de șmecheri. Băi, fii atent. Eu m-am gândit că ei când pleacă de la noi din țară, zic așa, când țipă pe drum. M-am săturat de țara voastră. Nici nu vreau să mai aud cum se vorbește românește. Și pleacă. Țipă. Octombrie, să vedeți țipete de cocori. Dumneavoastră, știți de ce țipă cocori? Ce fac cu țipătul ăla? Ei merg 1000 de kilometri. Și întotdeauna se schimbă, se rotesc. Pun în față, mergând în V, tot curentul de aer, tot vântul prea cel din față, care are meseria cea mai grea, slujba cea mai grea, să-i ducă pe ceilalți. Tot la jumate de oră se schimbă cocorul din față ca să tragă și altul. El azi din spate, toată lumea îl încurajează. Hai că poți! Imediat cum ai ajuns în față, cum ceilalți din spate, toți țipă. Niciodată ăla din față nu strigă, că n-ar băce. Ăla ai terminat, ăla... Înțelegeți ideea? Ăștia lați din spate veu care continuă, hai că poți, hai că poți, hai că mai avem 1000 de kilometri. Hai și ajungem, ajungem în Bahamas. Stăm și o să bem juice. Să vedeți ce iarnă o să fie peste români. Hai că poți, poți. De asta au nevoie toți care stau aici în față. Să țipați în spatele lor. Să-i încurajați. Trebuie ca să ne încurajați. Hai că poți. Uite, iese ceva la bun sfârșit din toată treaba asta. Copiii noștri au nevoie de încurajare. Copiii noștri au nevoie de încurajarea voastră. Amin. În al treilea rând, copiii noștri au nevoie de corectarea voastră creativă. Amin. Copiii noștri au nevoie de corectarea voastră creativă. Încurajarea fără corectare nu face 2 bani. Exact cum dragostea fără nuia nu valorează nimic. Biblia zice că cine disprețuiește nu iau, e nebun, delegat. Aici trebuie să fim cu toți uniți. Știți ce cooperare trebuie să fie în biserica noastră, puternică, între învățătorii de școală duminicală, dascălii de la școală și părinți. Mă, cu pruncul tău e o problemă. Nu se poate, pruncul meu. Nu se poate. El e sfânt. El e ca papa de la Roma. Ex catedra. Infailibil. Nu, nu, nu. Dacă tu zici că e așa, știți ce n-au curaj fetele astea de la școala duminicală? N-au curaj să vă spună verde în față. Aveți o bestie de prunc. Că țipați. Și nu ca și cocorii. De multe ori n-au curaj să spună că pruncul-i cu mâini. Și asta e păcatul lor, le-am spus, că o să vii dea pachet și o să vezi cu ei necas când îți mari. Țineți minte ce v-am spus la timp, în timpul slujbei? Niciodată pruncii noștri n-au dreptate în fața învățătorilor lor, în fața dascălilor. Întotdeauna să dați dreptate ca și părinți dascălilor. Chiar dacă nu o au. Corectați. Dar zice, nu iaua. Ce-i cu nu iaua? Nu știu ce-i cu nu iaua. Uniunea Europeană zice că părintele care își bate pruncul cu neaua îl atinge de 2 ori și să stea vreo 6 ani în pușcărie. Cam asta ar trebui. Astea sunt legile acum. Cum adică să-ți schilodești copilul cu nuia? Cum adică să-i atingi fundulețul lui frumos cu nuia? Cum adică tu ca tată să-ți permiți să iei cureaua din pantaloni? Nu se poate. Uniunea Europeană trebuie să pedepsească
O asemenea barbarie tribală. Pentru că ei prunci trebuie până la urmă să fie aceia care să ne conducă pe noi. Știu, dar Biblia zice altfel. Biblia zice altfel. Metodele trebuie să fie diferite. Eu nu zic că am vorbit despre, Biblia zice despre toiag. Nu toiag. Nu ea, era capac ce să zică toiagul mângâie. Nu, Biblia zice de, nu de baston, ci de nuia. Dar nuiaua poate să fie, există copii care poți să-i bați cu nuiaua cât vrei, dar înseamnă că există o altă nuiaua, dacă asta n-are efect. Tăiați-o săptămână de la telefon. Împreună cu învățătorii de școală duminicală, când e rău, o săptămână frătiuți, fără internet. Vă spun că are efect mai puternic decât orice nuia. Tăiați-i de unde îi doare. Amin? Ia încercați să faceți asta cu ei. Tăiați de acolo, tăiați de dincolo, tăiați din locurile în care chiar că suferă pentru asta. Am citit o poveste atât de drăguță. Se zice că un om și-a vândut un catâr. Catârul e un fel de... Nu prea avem, noi avem numai măgar și cai în România. Catârul e ceva intermediar. Ce încăpățânat ca un catâr. Omul și-a vândut catârul și a spus celuilalt care l-a cumpărat, a spus așa. E un catâr extraordinar. Zice, niciodată să nu folosești metode coercitive la adresa lui, ci zice, întotdeauna să-i vorbești blând și să fii blând cu el. Pentru că atunci ascultă. Peste vreo 3 zile l-a sunat ăsta și a spus, domnule, vină la catâr. Vină la catâr, zice că nu reușesc să-l mișc. De 8 ore răcnesc la el, se termina psihic. Catârul nu mișcă nici în stânga, nici în dreapta, n-ascultă. Vin imediat, a zis ăsta. Cum a venit? Cum a luat o bâtă și cât a putut l-a pleznit pe catâr? S-a speriat omul, dar a zis dumneavoastră că mi l-ați vândut, că să fiu blând cu el, că trebuie să fiu blând. De ce acum l-ați lovit? Păi zice, rămâne valabil, zice. Trebuie să fim blânzi cu el. Acum doar am vrut să-i atrag atenția și apoi... A trebuit doar să-i atrag atenția la catâr. Mă vezi că am venit și că o să fiu blând aici încolo cu tine. Asta vor copiii noștri să afle de la noi. Disciplină în dragoste, dragoste în disciplină. Și trebuie ca să fiți creatori. Cei de la școala duminicală, nu-i nimic. Dacă până la sfârșitul anului continui așa, nu mai vii cu noi excursie, nu te duci cu noi la tabără, n-ai voie să sări din prăpastia aia în care am spus că o să se arătăți cu parapanta, n-ai voie atâtea lucruri. Dacă asta le place, iar noi cu părinții o să spunem așa, 2 săptămâni fără telefon, fără bicicletă, fără șaorma, fără parc, fără... Sunt atâtea lucruri care dor. Ce nu ia? Ce nu ia? Disciplina trebuie să fie creatoare. Creatoare. Gândiți cele mai îngrozitoare și mai frumoase metode de disciplinare. Aia care dor. Și nu e nevoie de nuia. Ce mă impresionează cel mai tare în țara noastră este, în România, deci, este modul în care părinții ascultă de copiii lor. Asta mă impresionează până la lacrimi în țara mea. Modul în care părinții ascultă de copiii lor. Ei sunt regi. Ei dictează, ei spun ce trebuie să se întâmple în casă. Ei dictează relații între noi, între părinți, între păstori, între biserică. Stăpânii noștri, au nevoie de educația voastră, în al patrulea rând. Spune versetul 7, să le întipărești în mintea copilor tăi, să le întipărești. Există un model, cei care sunteți dascăl știți, modelul juvenal. Și spunea la un moment dat acest învățat roman, poți să stai în sufragerie și să explici copilului tău cum e pescuitul, sau poți să-l duci pe malul apei cu tine. Asta e toată metoda lui Juvenal. Nu mai faceți teorii cu ei dacă nu reușiți să-i duceți la modul practic, adică direct la Dumnezeu. Atât de mult am disecat Biblia aceasta și învățătorii atât de multe teorii au, încât nu mai reușim ca să fim oameni aceia practici. Pentru că educația, în primul rând, înseamnă urmează-mă. Pe mine. Copiii noștri au nevoie de modele, credeți asta? Dascălii trebuie să fie modele. Ei trebuie să spună, dascălii, călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele lui Iisus Hristos.
Eu, dascălul vostru, mă duc întâi în față, voi veniți după mine. O să vedeți cum e viața mergând aici. Degeaba le vorbim despre muncă dacă nu muncim cu ei cot la cot, dacă nu învățăm de mici să facă. Degeaba le ținem o predică de responsabilitate dacă noi nu-i facem responsabili. Degeaba le arătăm pe Dumnezeu acolo sus dacă nu reușim să-L arătăm aici, în noi, în ceilalți. Degeaba le vorbim despre familii perfecte dacă ei nu le au acasă. Dar pentru a-i educa pe ei, pentru a le întipări în mintea lor astea, va trebui să avem noi educație. Pentru că nu poți să educi pe alții mai sus decât unde ai ajuns tu. Înțelegeți? De aceea va trebui să fiți foarte sus ca să puteți ridica prunci foarte sus. Nu vă mulțumiți să fiți mediocri, pentru că mediocritatea nu e cale de mijloc. Mediocritatea este arma diavolului. Trebuie ca să înțelegeți că în viață contează foarte mult ca să faceți prunci de caracter. Spuneam de dimineață în biserică, noi nu putem să naștem pruncii noștri cu caracter. Caracterul se sădește în timp și își pune amprenta dascălul, părinții, pastorul, oamenii de lângă ei, anturajul. În viață știți cu toții că semănăm un gând și culegem o faptă. Semănăm o faptă și culegem un obicei. Semănăm un obicei și culegem un caracter. Și până la urmă caracterul va determina destinul nostru. Iad sau rai? Iad sau rai? Ați înțeles ce am zis în seara asta? Toți dascălii, voi puteți să ne faceți pruncii noștri să-i ajutați în a-și dobândi un caracter cristic. Pentru că asta trebuie întipărit în mintea copiilor. Înseamnă că nu se nasc cu ea. Nu? Înseamnă că nu se nasc cu caracterul. Dar cu ce se nasc? Cu ideea de Dumnezeu. Voi nu trebuie ca să le spuneți la copii despre Dumnezeu ca să zică, e în sufletul lor, trebuie redescoperit Dumnezeu. Și trebuie descoperit prin ochii lor a credinței, dar în primul rând copilul are ochii aceștia. El trebuie să vadă. El trebuie să vadă. Degeaba vorbim copiilor noștri să nu minte, că noi mințim acasă. Cum o să le spunem noi în biserică să trăiască în pace unii cu alții dacă noi suntem de gât unii cu alții? Cea mai mare zestre pe care o să lăsați copiilor voștri este un model frumos de viață în familie, în biserică, în societate, la școală. Va trebui ca să le dați o educație aleasă. Copiii noștri de creștini, eu sunt foarte fericit când aud că în orașul Cutare cel mai bun liceu este liceu creștin nu știu care. Cea mai mare bucurie să știu că pruncii noștri sunt primii la olimpiade, la tot felul de concursuri. Ani de zile ni s-a spus că un creștin este un retrogad, un om care stă la marginea societății, tun zero, care nu donează sânge și care nu știu ce mai face, care ține copiii galbeni de post acasă. Ani de zile ni s-a spus că suntem proști de bubuim. Va trebui ca să învățați un lucru, trebuie să citiți. Schimbați timpul de internet cu timpul de citit. Citiți Biblia, pentru că niciun om care citește Biblia nu poate să se rateze în viață plenar. Învățați pe copiii voștri ce înseamnă muzica adevărată. Scoateți-i din zona periculoasă a țigăniei în sensul rău al cuvântului. Scoateți-vă pruncii cât puteți din ideea aceasta a unei lumi în care se îngroapă încet, încet, a unui păcat. Duceți-i la teatru, arătați-le ceva din, citiți-le ceva din Cervantes, eu știu, luați-i de mână și duceți-i la muzeu. Cum adică pruncii voștri să nu fi fost niciodată la muzeu? Citiți-le din cărți, spuneți-le despre lucrurile acestea frumoase ale vieții. Scoateți-i cu capul din computere, dumneavoastră ieșiți cu capul din magazine, din cărucioare, din oferte. Educați-vă, citiți. Citiți pentru că în lumea asta vom supraviețui doar aceia care cuprinde mai mult. Dar vor avea și multe dureri, omul care știe multe va avea și multe dureri. Nu contează, pentru că în ultimul timp n-am auzit de oameni vaccinați în cap. Trăim într-o țară în care pe nimeni nu-i doare capul de nimic.
liniștiți. Parcă suntem dihori. Noi suntem oameni și oamenii trebuie să cuprindă lumea aceasta. Trebuie să o înțeleagă sau măcar să se lupte să o înțeleagă. Citiți, luptați-vă, au nevoie de educația voastră. Și ultimul lucru de care au nevoie, poate că primul, sigur că ar trebui primul, copiii noștri au nevoie de dragostea voastră, de mame, copiii noștri au nevoie de dragostea voastră, de învățători de școală duminicală, de dascăli. Copiii noștri au nevoie de foarte multă dragoste. Ne-am adus aminte de ce spunea băiatul lui John Lennon, cel de la Beatles, care a fost împușcat, spunea, dacă s-a avut o melodie superbă, Love, dragoste. Și spunea el la un moment dat într-un reportaj, în urmă cu vreo 10 ani de zile la televizor, tatăl meu a cântat dragostea, nu mi-a dăruit-o niciodată. N-a avut vreme pentru că el doar cânta iubirea. Voi să nu o cântați doar, voi trebuie să o arătați. Voi trebuie să o arătați. Când am fost acum în Basarabia, a venit o mamă la mine și o femeie, dar hotărât așa ca un prim-ministru. Și a spus, pastore, zice, vreau să îți fac cunoștință, zice, cu o echipă specială. Niște oameni deosebiți, a zis femeia aia. I-am ieșit afară să vedem ce vrea să-mi spune. Trebuie să-ți faci poză cu ei. Zice, ei sunt bucuria mea pe acest pământ. Familia mea. 11 copii. 10 băieți și o fată. Bine că și fata avea o privire așa de Serge Major. Acum a crescut între băieți, n-avea cum să gândească altfel. Și spunea, cel mai bun băiat al meu, cel mai cuminte, și asta a spus-o între toți, și băiatul care îl iubesc cel mai tare este el. Are autism, cel mai mare, 21 de ani. Și a făcut poză cu mine, știți ce a spus femeia aceasta? Mă bucur, poate ceilalți o să plece încet, dar el o să rămână lângă mine. E băiatul cu care mă rog seara. Este băiatul, zice, care mă ajută. Este băiatul pe care îl iubesc și a spus între toți ceilalți copii, cel mai tare. Ne-am făcut poză, toți. Nici nu încăpeam bine în fotografie, vă dați seama. Și niște zdrahoni de tineri, toți. Așa, sănătoși. Într-adevăr că era o echipă, era o armată. Frumoasă era femeia aia. Frumoasă echipă avea. Și iubea pe cineva cel mai tare. Pentru că cel mai mult trebuie iubit, cel mai greu de iubit din casă. Copilul care ne face cele mai mari necazuri. Băi, a zgâria peretele, zice. Asta nu-i nimic. Există și lucruri mai grave. Înseamnă că a avut ce murdări. Înseamnă că ai pereți. Atât ți-a dorit sub pod. Este primul lucru care trebuie să-ți vină în cap, nu? Nu înseamnă că aveți pereți acasă? Bă! Sunteți mai bogați ca vreo 2 miliarde de oameni care dorm în cutii de carton. Păi ei n-au ce muzgăli. Cerul liber, ce faci? Iei câte o stea, o pui sub cap. Ce ai făcut cu ea? Nu un sentiment dragostea. Dragostea este acțiune. Facem, dregem, luptăm. Te iubesc și te bat. Te iubesc și trebuie să faci lucrul ăsta. Te iubesc, dar în casa noastră acestea sunt principiile. Tu mie la 10 seara în via acasă. Primul băiat pe care mi-l aduci aici prin zonă cu ăla te măriți. Scurt, astea sunt principiile în casa noastră. În casa noastră asta e rugăciune. Oprim filmul ăla, închidem tot, deschidem Biblia și ne rugăm. Te iubesc. Vă iubesc. Iubiți-l pe ăla care e cel mai greu de iubit din casă. Oaia neagră. Oaia neagră. Aveți, va vedea o zi în care ne vom duce de aici. Haideți să răspundem la o întrebare. Vă dau tip grilă, bine, și voi răspundeți, toată biserica. Dacă ar fi și putem asta să luăm, vom lua un singur lucru cu noi în cer. Da? Un singur lucru
Și acum biserica să-și aducă aminte ce zic eu. Punctul, adică A, casa. B, banii. C, locul de muncă. D, copilul. Ce încercuiți? De ce? Veți lua un singur lucru cu voi în cer. Veți lua cu voi un singur lucru. Casa, banii, mașina, locul de muncă, copilul. Și-a spus copilul. De ce? Și atunci, de ce investiți în altceva? De ce investiți în ceva ce nu veți duce cu voi în cer? De ce vă pasă mai mult? De ce vă pasă mai mult de casă, mașină, funcții? Și uitați că cel mai important lucru e copilul. De ce? Continuăm, Marius. Vrem să ne rugăm acum. Eu nu știu cât e ceasul. E târziu. Sunt un om privilegiat. Dumnezeu ne-a mulțit și aici, în Beiuș. În 1993, când am cunoscut biserica aceasta, am devenit lider de tineret și eram cinci. Cinci tineri. Vreau să mulțumesc Dumnezeu pentru că în anii aceștia Dumnezeu ne-a binecuvântat cu copii, cu școală, cu condiții frumoase. Aveți cele mai frumoase condiții pentru cele mai frumoase din România, pentru copii și pentru toate. Voi n-aveți nicio scuză. În biserica noastră avem o grămadă de profesori, la liceu, învățători, educatori. Avem o grămadă de oameni care ne pot învăța foarte multe lucruri bune. Avem, am învățat, se poate învăța. Dumneavoastră știți că în biserica noastră sunt 100 de oameni, cel puțin, cu facultate, cu o singură facultate, alții au și două, și doctorate. E mâna lui Dumnezeu pentru toate și peste toate. Știți ce cred că există viitor? Și viitorul chiar că arată bine. Când vom pleca la cer, vom pleca cu prunci, nu plecăm singuri. Amin? Cu ei plecăm. Nu cu mașina, nu cu casa, nu cu hainele. Plecăm doar cu copiii. Investiți în ce rămâne. Investiți în cei veșnic. Haideți să ne ridicăm în picioare. Așa cum am făcut în fiecare an, aici în față, aici în față, vin în primul rând, în prima parte a rugăciunii, da? Vin toți profesorii, învățătorii de școală duminicală, dascălii, educatorii, toți aceia care lucrează cu copiii. Prima dată, vă rog să veniți, nu mai stăm nici un minut, nici două, nici cinci, toți, haideți, învățătoarele noastre, echipele, pentru că vrem să ne rugăm pentru dumneavoastră. Pentru cei ce sunteți pe internet, o să vă rugăm și pentru dumneavoastră, pentru dumneavoastră, pentru învățătorii dumneavoastră. Veniți aici în față, repede, repede, repede. Toți profesorii, educatorii, vrem să ne rugăm pentru voi. Altă dată vă amestecam cu prunci, nu vă mai amestecam anul ăsta. Și știți de ce? Ca să vă vadă ei acum în clipa aceasta și să vă respecte. Și să vă respecte. Amin. Amin. Așa ne vom ruga pentru voi. Toată biserica, știți ce va face toată biserica? Toată biserica întinde mâna dreaptă spre ei și intră în clipa aceasta în rugăciune. E o onoare pentru noi să vă slujim vouă. Ce așteaptă copiii noștri de la voi? V-am spus, dragoste, timp și efort, așteaptă educația voastră, așteaptă ca voi să vorbiți copiilor noștri despre Dumnezeu. Așteaptă foarte multe lucruri. Haideți să ne rugăm pentru ei. Împreună cu păstorii, cu slujitorii, ne rugăm pentru oamenii aceștia. Apoi vom continua să ne rugăm pentru copii. Amin.
cei cu tine pe munte, zi de zi te întărește și nu vei cădea. E cu tine și-n vale, îți alungă durerea. Cel ce a creat ziua e Dumnezeu și noaptea. Mâna lui cea tare ce te-a ținut sus,